Odată cu schimbarea culorilor clubului în alb-albastru, președintele ciprian Anton a început demersurile pentru achiziționarea unui nou rând de echipament. Șeful din areni a luat legătura cu reprezentantul Hamel din România, în acest sens, astfel că în momentul de față se lucrează la noua imagine a cetății. Despre echipamentul de joc, ciprian Anton a mărturisit că își dorește tricouri cu dungi alb-albastre. Hamel este principalul furnizor de echipament sportiv pentru echipele antrenate în Liga Națională de Handbal Masculin. De altfel, chiar și echipamentul celor de la Universitatea Suceava poartă semnătura producătorului german.